Deci asta era ce se întâmplă acolo, deci am arătat cum am ajuns. Odată ajungem în munți, ajungem chiar la un tată de-a lor, așa spunea, alții spuneau că nu este unde ar fi avut un fel de rotor, o mașină și acest frate care a fost profesor la Institutul Politehnic din Mecanică și că a fost șef de promoție țară, că a investit foarte mult într-o mașină de asta rotațională, slab. Deci eu găseam la faptul că a investit, așa era, deci nu erau comuniști acolo, era necooperativizat, câștigau foarte mulți bani. Asta vrem să spunem, familia asta Precupeanu nu a fost comunistă, ci au fost gangsteri din ăștia, să spunem, de tip haitian, aici a infiltrat în România, aici pozau că sunt supracomuniști, deci vânătoare de oameni, deci reluăm situația asta dintre anii 1966-1970, presiuni uriașe asupra sucursalii rețelei electrice Iași, unde era directorul adjunct al fratelui tatălui. Li s-a dat acolo o hală, deci în spatele universității, am auzit ea, deci era un, să spunem, fel de stau, îi spuneau, unde lucrau studenți care dădeau închisoare corecțională de asta, foarte lejer, aveau studenți care făceau armată personală, foarte grav, deci situații foarte grav era rector criminalul Ion Creangă, tot un profesor analfabet care nu știa materia de liceu practic, am arătat depozite în munți, depozite dezafectate militare, mini dezafectate, tot felul de preocupări de astea neștiințifice, de tip capitalist în viața socială se prefăceau, după părerea mea, destul de slab că sunt comuniști. Deci n-au fost comuniști, ci niște hoți, niște exploi, niște criminali. Pe mine m-a trimis de câteva ori tata prin Copou, nu știu cum am ajuns pe la ei cu niște misive de astea. Am văzut la ei în casă cum mai ales omul era sub orice critică, se era necioplit cumva, un țăran din ăsta de la țară, impertinent, își pusese un steag acolo nord-american, spunea că e supracomunist, comoară, deci nu, absolut nimic. Asta era ce mai făceau, deci omul s-a lăudat de față cu mine, acest Teodor Precupeanu, când eram copil mic, o să-l omoare, o să-i dea cancer lui ăsta, lui Mihai Cocos, tot nu-i bun de nimic, nu-i nici ani, nu-i un rahat, să-l omoare. Și într-adevăr i-au dat cancer, a avut un cancer, să spunem, colorectal, la 47 de ani.